De mine este Neculai Stanciu să ne spună de ce m-am îmbrăcat așa și pe lângă asta să lămurim care e treaba cu tricoul alb. Pentru că este un articol vestimentar subestimat din punctul meu de vedere și o să vedeți imediat câte ținute interesante putem construi în ajutorul lui. Așa cum am spus, Neculai Stanciu este alături de noi să ne convingă. Bună așa dimineața! Bună dimineața! Nu, eu vreau să vă spun că eu am spus la trecută că vreau să fac rubrica asta cu șurubel. Și da, am văzut acum... Un pic ocupat. Un pic da, ocupat. Văd da. Văd că ești ocupat. Dar ce-am ești avut... și tu aici cu noi, da? Uite aici. Ce-am avut cu Adela. Ce da, cu Adela azi? Uitați-vă la ea, ce... e top chiar. E foarte mișto îmbrăcat. De ce nu vă place? Nu vă e doar top. Acum... Luat-o, luat-o cămașă de la soț din dulap, a aruncat-o pe ea, pac, că se grăbea foarte tare. Tu ai astfel de cămăși în garderobă? Nu te mai m-am băgam. Aruncat în gura lui. El are mai multe tricouri albe. Probabil s-a aștepta să-ți fac o ținută cu tricou alb, că tot vorbim clasic de tricou. Cum ar veni, da. Da. Tricou alb, așa cum știm, este un element de bază, un item de bază în garderoba noastră. Eu am venit cu unul, cum am spus, e un tricou alb, da? Dar dacă dorim să, nu știu, să diversificăm, să purtăm, de exemplu, tricouri colorate, putem să alegem în funcție de stilul pe care noi îl avem. Bun, dar deși cu toții avem tricouri albe în garderobă, puține sunt frumoase și se potrivesc la foarte multe ținute. Așa cum aș vrea să te întreb, cum ne alegem tricoul alb potrivit? Femei fiind. Da, tricou, corect, da. Tricoul se alege în funcție de forma corpului. Uh-huh. Pentru persoanele minione este recomandat să cumpărăm tricouri în V, pentru că ne alungesc corpul, silueta, ah, okay. Da, este important acest aspect. Am adus și niște pantaloni care cumva ne ajută la a crea unei ținute. Da. Uh-huh. Și a crea o siluetă cât mai lungă. Vorbim de pantaloni evazați din denim, da? Aha. Uh-huh. Citeam la un moment dat că se făcuse un sondaj prin 2020 că cumva care este ținuta care este purtată cel mai des de femei. Peste 60% poartă tricou alb cu denim, pentru că dimineața când se trezesc probabil... E mult mai la îndemână. Da, dar e important și ce denim alegem ca să punem tricoul în evidență. În picioare punem platforme? Platforme, putem să punem și tenis dacă avem peste 1,70, asta mă rog, clar. Așa. Da, băieți. Cum e asta cu putem să ne punem tenis și dacă avem peste 1,70? De ce? Spuneam de faptul că dacă suntem persoane minione... Și la pantaloni ești evazați. Da. Sunt cu talie înaltă, da. Peste 1,70 putem. Dacă suntem sub 1,70, deja nu putem să purtăm... Păi și ce purtăm în situația aia? În situația respectivă am spus, schimbăm tricoul, punem în V, da? Ăsta este round neck, este rotund, da? La baza gâtului. Pentru persoanele minione, în V... cu pantalon talie înaltă, evazat și punem tocuri, bun, neapărat. Aceasta este o propunere de ținut. Da, și putem să punem și o cămașă dacă avem un job mai relaxat, să spunem. Și ne permite. Da, tricou neapărat băgat în pantalon. Din ce material ar trebui să fie? Bumbac organic 100% uh-huh. Și este important să luăm bumbacul netratat. De reținut este că bumbacul netratat nu se găurește și nici măcar nu intră la apă în momentul în care este spălat. Bun. Câte tricouri ar trebui să avem în garderobă? Alb-negru, vinec sau raunec și dacă... Cine? Vinec sau raunec, așa îi se spune la... Vinec, apropo de adică cuvintele alea pe vinec, care voi le notați, treci. Știți că notați niște cuvinte noi? Da. Raunec. Raunec este cel la baza gâtului. Adela? Așa? Da. Neck e adică gât acesta. În engleză. Asta este. Gât, așa zice neck. Ai V-neck, adică gât în V. Și round neck. Altceva, vezi că s-au documentat acolo. Acum că spui are sens. Da, bun. Așa, și tricouri colorate doar dacă avem o garderobă plină de culori. Nu merge treaba aia cu o pată de culoare în garderobă. Ori avem culori, ori nu avem. Ori nu avem culori. Da. Bun, hai, mă arată-ne, te rog, câteva combinații pe care le putem face cu un tricou basic, uite, alb. Uite cât de cool este. Uh-huh. Un tricou alb, corochie, sandale în picioare. Mergem pe ton în ton, adică încercăm să... Mă uiți la băieți ca să... Da? Mergem pe ton în ton, punem aceeași încălțăminte, da? Da. Încercăm să avem aceeași culoare la încălțăminte, dar vorbim, da, și de tenis, dacă este cazul, platforme, bocanci, dacă accesorizăm cu șapcă în partea de sus, adică avem multe, multe variante. Părul putem să facem puțin retro, așa, bucle. Bun, văd că ai adus și niște paiete? Tricou da. Alb cu paiete? Da. Uite, uite cât de cool este, cât de cool este ținuta asta. Yes. S-o probeze. Mâine mă îmbrac așa. Da, uite, e o idee destul de bună.
sacoul este over și în momentul în care sacoul este over, o să se vadă doar așa câteva detalii din fustă, respectiv paetele o să strălucească, o să fie o nebunie acolo, combinat cu tricou. La această ținută este important tricoul să fie în fustă, da? Adică nu-l punem peste fustă, pentru că o să creăm niște volume pe care nu ni le dorim. Basicurile acestea ar trebui să fie scumpe sau ieftine? De regulă spui, îmi iau niște basicuri, adică niște tricouri ieftine. Da. Cumva așa s-a împământenit ideea. Ori nu e așa. Pentru că alegi un tricou de calitate, îl porți, nu știu, și la birou, o să vă arăt o ținută de birou, da, cu un tricou, dacă este, și se vede, materialul care este calitativ, se vede. Dacă, nu știu, știm că noi purtăm zilnic tricouri albe, putem să luăm un preț mai accesibil pentru că atunci... Na, ele se uzează, se uzează foarte repede. Da, da. Bun, hai să vedem ce variante ne-ai mai adus. Un costum, dacă tot este anul culorilor, am zis să vin și cu un set, cu... un set colorat, da? Este o ținută mai îndrăzneață, în sensul că vorbim de culoare aici, e mai young, să spunem, ținuta. La această ținută putem să punem teneș, da? Teneș, clar, putem să punem, dar putem, la fel ca la primele ținute, tocuri... Na, tocuri... Depinde acum de statură. Da. Silueta importantă și fittingul. La un astfel de costum este importantă mărimea. Stai că te întreb acum ceva. Te rog. Sub un tricou alb. Da. E important să avem doar sutien alb sau poate fi cool să, nu știu, să ne jucăm și cu sutien alte culori sau habar n-am. Aici vorbim de personalitatea noastră. Dacă noi avem un dulap unde avem culori și purtăm zilnic culori, putem să facem o nebunie cu o culoare pe dedesubt, dar nu mai sunt combinațiile astea atât de actuale cum erau, nu știu, acum 3-4 ani. Dar el trebuie să fie opac? Sau poate să fie ușor transparent? Depinde unde mergem. Dacă mergem la birou, nu cred că ne ducem acolo cu tricou transparent, nu? Dacă vrem să facem o cucerire, ieșim la un date sau la un prânz sau știm că ne vedem cu cineva special, atunci putem și să... Și avem un scop cum ar veni. Da, exact. Și atunci putem să fie mai transparent, să zic. Și am lăsat la final două ținute office. Avem fustă plisată cu tricou, da? Alb, este stiletto, negri, da? Mergem la birou, mergi la sigur, exact. Și pantaloni, pentru că sunt persoane pe care nu le avantajează fusta plisată, revenind la persoanele minione. Da, nu știu, putem accesoriza, să spunem, cu niște perluțe sau niște rânzișoare sau... Sigur, la costumul roz, de exemplu, putem să punem niște perle. Apropo de perle, la ținutele de birou depinde foarte mult și, care este jobul nostru, unde mergem, ce funcție avem, este important, ce acțiune avem în societate. De aici pleacă cumva și accesorizarea, pentru că atunci când accesorizăm ieșim foarte mult în evidență și dacă nu accesorizăm cum trebuie și nu suntem într-un context bun, mai bine nu accesorizăm sau mergem pe ceva cât mai simplu. Tu recomanzi, nu știu, croiul acesta drept? Sau ți se pare că flatează mai bine revenim corpul la unei femei dacă e mai mulat, mai... Da, revenim la ce am discutat. Este importantă forma corpului. Forma corpului ne spune ce pantalon putem să purtăm. Într-adevăr, dacă avem peste 1,70, pantalonii drepți sunt ce trebuie. Dacă suntem sub 1,70, de preferat ar fi să purtăm genul ăsta de blug, da? Și varianta asta de blug, da, putem să o luăm și ca pantalon negru. Talie înaltă, evazat în partea de jos. Nu știu, are Nicolae ceva cu oamenii, cu fetele sub 1,70? Tu cât ai de la... Cu foarte puțin sub 1,60. Exemplifică mereu arătând spre puțin tine. Sub 1,64. Un centimetru eu zic că am venit în ajutor, nu? Adică am zis niște lucruri importante pentru persoanele care... Pui în evidență frumos, evident. Da, corect. Și cred că de fiecare dată ne confruntăm cu astfel de probleme. Și ia că tot vorbiți voi acolo, bărbații, câte tricouri simple albe ar trebui să aibă în garderobă? La bărbați, dacă vorbeam dacă vorbeam de vinec, îmi place, uite, print și fără print avem, da, e ce trebuie. Da, ziceam de bărbați, da, dacă la femei purtăm vinec, la bărbați nu mai este actual tricoul vinec și atunci putem să purtăm tricouri la baza gâtului. Apropo că spuneam de tricoul round neck. Acum că vine vara, se poartă și red neck când te îndoșește aici. Nu, mai e o tetra.
E bun? E, se poate spune că... Depinde, nu-l luăm neapărat în calcul, dar la fel, culori în funcție de... Nu știu, sunt foarte puțini bărbați care îndrăznesc să... Adică combină culori, știi? Și să le combine și corect, că asta e important. Da. Și atunci mergem pe... Pe clasic. Pe clasic, da. Mergem un tricou alb, un tricou negru este important. Bărbați, sezonul acesta purtăm all black la bărbați, da, avem pantalon negru, fie de stofă, fie din denim, cu tricou negru. Umorul negru, sufletul negru, totul negru. Da, exact. Și uite cât de important este un tricou în garderoba noastră și dacă aparent spunem că e basic și e simplu și nu ne batem capul, se pare că este un element super important atunci când alcătuim o ținută. Cei care sunt interesați de munca ta, unde te pot găsi? Mă pot găsi pe Instagram, Neculai Stanciu, este numele meu, acolo mă găsiți și chiar fac propuneri de ținute zilnic pe stories. Sau în tag-urile pe care le mai pun și eu. Da, mulțumim foarte mult!